ați venit și revenit pe canalul nostru, Roxana Stoleu. Deci, așa cum ziceam, înțelegi? Dacă ajungi în Quebec și nu bei o bere artizanală... Locală? Artizanală locală. În Estrie avem 49 de microbraserii. Dacă nu bei o bere artizanală și nu mergi o dată cu feribotul, ca și cum n-ai fi venit. Exact. Hai noroc! Hai noroc, la mulți ani! La mulți ani! Eu mă duc să pun micii pe grătar și vin imediat. Ok. Te așteptăm, te așteptăm. Marcelecă... Dă noroc măcar. Da, un noroc. Stai să iau una tot la tine. Lu Costin, Isa și cu mine este un loc din ăsta, un fel de depanneur în Dorion, care are, cred că, 100 de sortimente de bere din asta artizanală. Și de ziua lui Costin, de Sfântul Constantin, odată într-un an, știam de locul ăla și m-am dus cu Isa și noi alegem... După culoarea etichetei, că da, nu ne pricepem. Da. Deci aia eu am ales-o cu Isa, Haiku. Dacă ați ales-o, voi nu, aia a ales-o, Costin a ales rus. Da? Eu am ales-o pe cealaltă din până spate. Asta, Haiku, să vedem cum este. Da. Și și la vin cam la fel facem. Da. După etichetă? După etichetă. Da. Mai avem, avem o aplicație pe telefon. Da. Stylish, așa, exact. Da. Ai înțeles? Da, okay. Da, da. Zice și eu ceva. Tu la fel. Bine v-am găsit. Hai, noroc, bine ați venit. Bine ați venit pe la noi în anul 2023. Wow. Ai, ai, ai. Miroase bine? Culoarea e frumoasă. De aici. Nu sunt încă gata. Îi pun, întoarc. Ia să ne spui dacă îți place, Laura. Ia zi ce arome... Ai descoperit. Ce experiență culinară... Arome... E o explozie pe cerul gurii. Arabo-izraeliano... Este un melaj, nu pakistanez, palestinian. Oh, pardon. Poftă bună, mici arată grozav. Ușor. Hai, vin aici. Așa, domnul Costel. Dar de ce înseamnă asta? Haki, ce vrei tu să spui? Haki, iată, se filmează. Vrea să vă pupe. Haki, se filmează. Vrei să faci pupi? Ce-l miroase în ureche. Da, nu. Da, nu. Nu, 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 nu i-a plăcut gelul de duș. Hai, vino aici. Un pahar de ăsta de vin așa, dar și-l pune atâta. Înțelegi? Ați dat pe afară. Îi dau un el de așa. Ce așa? Și după aia pe tot. Dintr-una. Ia să vedem ce avem noi aici. Hai să vedem. Arată-ne eticheta, minții. Ce scrie? Anciano. Anciano atunci. Nu sunt spanioli ăștia. Ce este? Vin de? Pe l-ai întrebat dacă mai vrea? Și în afară de faptul că... Dacă i-am atins paharul? A fost body language. E și cald pe la e pe acolo. Deci, a trecut testul? A trecut testul fără îndoială. Bravo. Chiar dacă noroc. La mulți ani 2023. La mulți ani. Să fac și o pahar un pic așa ca să miros. Să grijă aici, aici. Să vă pe jos un pic. Poți cum are tactică. Și până data viitoare vă spun la revedere și vă mulțumesc frumos că ne urmăriți. Ciao.